la stadion. Iată-l pe Mihai Costea, foarte bună pasa lui Costea. Tănase poate intra, Tănase pasează bine. Dintr-o bucată trage peste poartă Prepeliță, cea mai mare ocazie a meciului în minutul 25, ratată de Andrei Prepeliță. Ocazie fantastică a lui Prepeliță, care a vrut să șuteze și a șutat fără preluare. Mingea pusă atât de bine de Costea, a șutat cu latul de acolo. Așa trebuia, așa trebuia. Mingea vine bine, vine perfect, gazonul este bun. Din acest unghi mi s-a părut că Dani... E și Duarte aici, care contribuie foarte mult la fazele ofensive ale Rapidului. Majoritatea acțiunilor de atac ale Rapidului s-au petrecut pe acest flanc. Iată pe Teixeira, Teixeira trece, trece de trei adversari. Alexa centrează bine. Trec pe lângă minge, Martinović și Stancu, care a jucat cam o zecime din timpul lui. E adevărat, a mai dat unul și în Europa. Ce frumusețe de pas a lui Teixeira, lui Duarte, Duarte! Ocazie! Stop frumos al lui Tănase, numai că are un adversar greu pe lui Duarte. Prea acolo Herea, una dintre puținele acțiuni ale lui Herea. Herea la marginea careului, intră în careu Herea, driblingul lui Herea, încă un dribling, scoate Stanca! Zburlea și Geraldo rezolvă puțin, cam simplist, această fază, în care de la margine pentru Rapid, pasă cu călcâiul bună, Rui Duarte centrează bine, minge prelungită în interiorul careului spre Pancu. Pancu a fost contrat și este un mare. Vom vedea la reluare dacă s-a întâmplat ceva. Deocamdată Steaua atacă cu Prepeliță, Prepeliță încercând să strecoare mingea, Tibi Bălan cade! Atenție, Prepeliță se încinge atmosfera, se schimbă lovituri. Trebuie să ne uităm să vedem ce se întâmplă. Parcă-l văd pe Marcos Antoniu, că a dat o lovitură. Asta nu e bine. Vor fi eliminări. Alexa se ridică și el. Nu cred că vor fi, să știi. Nimic clar deocamdată. Tudor stă, privește și ține minte. Și nu iartă, probabil. Da, da, știi ce se întâmplă? Tudor stă, ambii arbitri asistenți sunt acolo încercând să-i despartă, au venit până și reprezentanți. Asta trebuie să facă Tudor, centralul trebuie să stea deoparte și să vadă ce se întâmplă, asistenții să muncească și să încerce să desfacă acel ghem de jucător. Da, Emil, dar unul dintre asistenți era la 100 de metri. E un cartonaș roșu, eu ți-am spus. E un cartonaș roșu, mâna lui Tudor. Tănase vină încoace, parcă simte ceva. Prepeliță. Ia pe Alexa cu tricoul rupt. Păi da, afară pe amândoi. Aia, rupt tricoul, fii ascult. Da. Ar fi interesante niște reluări, deși probabil chiar și în aceste condiții ne vom da greu seama. Tudor fluierase fault la portar. L-a dat afară pe Prepeliță și pe Alexa. Putea să scape Alexa un clinch din ăsta fără să iasă el în evidență. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Aici au reproșat rapidiști această intrare a lui Prepeliță. Da, vine da, Alexa, îl ia de gură. Prepeliță. Dar să știi că a mai dat cineva acolo. A mai dat cineva acolo. E bine că l-a oprit pe Dani Coman. Cu Dani Coman nu-i de glumă. Cei care cunosc lumea fotbalului. A dat și Dani Coman cu piciorul și a mai dat odată. Uite și pe Rui Duarte, care lovește cu pumnul. A stat Tudor, a urmărit, dar n-a văzut chiar tot. Era și greu să vadă de asta. Am impresia că până la urmă, bine, putea să dea afară câte trei. E greu să le vezi pe toate. Dar să știi că până la urmă, Emil, totul a plecat de la intrarea lui Prepeliță. Rapidiștii au reacționat. Prepeliță l-a lovit pe Dani Coman. Îți dai seama, Dani Coman și lovit. S-a ridicat să-și facă dreptate, ceea ce nu e în regulă.
Tensiunea e mare. Frustrările sunt acumulate după meciurile din Europa League. A, dă și Tatu. Fii atent că Tatu a venit nervos acolo și i-a dat una lui Alexa. L-a dat jos pe Alex. La meciul său, da. Ibi Bălan nu reușește să scoată mingea, dar este călcat. Este călcat de Ezechiaș. Arbitrul de rezervă roșu. Da, vine și îi confirmă lui Tudor impresia. Arbitrul de rezervă este Radu Petrescu. Iată, l-a apostrofat acum de mai mulți oameni de pe banca tehnică a Rapidului. A doua eliminare. Situația devine dramatică pentru Rapid. Și-a făcut și toate schimbările. Și Rapidul va avea probleme în partida cu Astra. Are deja 3 meciuri de astăzi pe care nu-i poate folosi. Destul de târziu vedem asta. Aici poate mai bine. Da, este. Îl calcă. Așa.